aici suntem în Biserica Sfântul Ioan Nepomuc. Va avea loc un eveniment deosebit pentru această comunitate, dar și pentru întreaga dieceză, pentru că o nouă statuie, iată, cu Sfântul Ioan Paul al II-lea va fi sfințită, va fi în fața unei biserici aici, în piațeta Sfântul Ioan Paul al II-lea și cu siguranță cei care vor trece prin fața acestei biserici, prin fața acestei statui, vor simți mângâierile Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea de acolo, de la fereastra cerului, unde se află el acum. Pentru a trece și a vorbi despre Ioan Paul al II-lea, despre ceea ce se va întâmpla aici, haideți mai întâi să facem cunoștință cu această comunitate pe care o păstoriți, atât comunitatea de aici din Suceava, dar și vorbim un pic și despre decanat, ce reprezintă acest decanat de Bucovina. Așadar, părinte, această parohie, Sfântul Ioan Nepomuc, ce ne puteți spune despre ea? Așadar, ne aflăm, dragi ascultători, dragi privitori, ne aflăm în decanatul de Bucovina, decanat care este format din 14 parohii, este unul din cele 10 decanate ale diecezei de Iași, iar rolul meu ca decan este acela de a fi mâna întinsă a episcopului în acest decanat în care ne aflăm. Așadar, decanatul este format din 14 parohii, cu 24 de preoți, din care 5 preoți sunt pensionari, dar care activează încă în diferite parohii ale decanatului nostru. În parohia noastră, aici în Suceava, avem și o prezență aparte, este vorba de o prezență greco-catolică, prin persoana părintelui Marius Chiriloae, care coordonează și slujește această comunitate de aici, iar Sfintele Liturghii, celebrările au loc chiar aici, în biserica noastră romano-catolică din Suceava. Fața unei astfel de biserici închinate Sfântului Ioan Nepomuc, vom avea o statuie a Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea. Cum de ați luat această decizie? Dacă ne vorbiți un pic despre istoricul acestei statui și acestei idei, de fapt, de a pune o astfel de statuie în fața bisericii. Cu mai mulți ani în urmă, în 2009, s-a făcut o cerere la primărie prin care să îi se dea numele de Sfântul Ioan Paul al II-lea acestei piațete din fața bisericii și apoi a venit această idee de a pune în centrul acestei piațete și o statuie a Sfântului Ioan Paul al II-lea. La început, inițial, era o statuie mică, de dimensiuni mici, la fel și soclul. Ulterior, prin bunăvoința și grija părintelui, pe atunci preot, paroh Iosif Păuleț, cu ajutorul părintelui monsenior Ionuț Strejac, al domnului Gervazen, președintele Uniunii Polonezilor din România și al primarului de la Moara, Eduard Giminski, s-a procurat o statuie din Polonia, actuala statuie pe care noi o vedem astăzi amplasată în fața bisericii, aici în centrul piațetei Sfântului Ioan Paul al II-lea, și s-a considerat că trebuie schimbat și socul, fiind nepotrivit, prea mic pentru actuala statuie pe care o avem acum. Și de aceea s-a început, încă de la începutul anului, toate demersurile necesare la primărie pentru a avea toate autorizațiile pentru a finaliza această lucrare. Așadar, soclul a fost refăcut, este făcut din piatră și a fost lucrată de mâinile iscusite ale unui artist de aici din Suceava și care lucrează, are atelier lângă Suceava, aici într-o localitate aproape. Și după cum vedem, a ieșit într-adevăr o lucrare frumoasă, un soclu impunător, o statuie frumoasă și care este mult mai potrivită decât cea care era înainte. Ce reprezintă un diplomat sau un oficial al Sfântului Scaun, al Secretariatului de Stat al Vaticanului și de ce e importantă această misiune în viața bisericii?
Da, spuneam mai întâi că Dumnezeu este creativ când ne cheamă, dar și mai târziu pe parcursul chemării noastre, pentru că nu mi-am încăpit niciodată plecând de aici în Suceava, că în primul rând voi ajunge la Iași, voi ajunge la Roma pentru studii și mai apoi să intru în diplomația Sfântului Scaun. Când răspundem da invitației lui Dumnezeu, sigur mergem și nu știm ce ne așteaptă, suntem deschiși planului lui Dumnezeu. În Vatican, la Secretariatul de Stat, mă ocup în secțiunea pentru raportul cu statele, mă ocup de zona Orientului Mijlociu. Mi-a fost încredințat acest dosar, acest birou, care încerc să urmăresc situația politică și ecleziastică din Orientul Mijlociu și să țin informații superiorii pe Sfântul Părinte referitor la ceea ce se întâmplă în această zonă, să venim cu sugestii, cu propuneri, dar în primul rând această atenție constantă pentru ce se întâmplă în această zonă. Vorbim de Iran, Irak, Siria, Liban, Israel, Palestina, Iordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman și Yemen. Sunt zone care astăzi sunt de multe ori în atenția reflectoarelor, televiziunilor internaționale, a comunității internaționale, pentru că e o zonă de conflict, e o zonă de multă suferință, atât pe plan politic, dar și bisericesc, cu multe comunități care suferă din cauza războiului, a conflictelor, și nu sunt neapărat conflicte interne, dar de multe ori conflicte externe, interese externe care fac situația să fie cea care este. Iată așadar câteva informații despre activitatea mea în Secretariatul de Stat, unde ne bucurăm de curând să-l avem și pe Părintele Paul Butnaru. A ajuns și el de curând în Secretariatul de Stat, apoi în diplomația Sfântului Scaun mai avem câțiva preoți, Părintele Mihăiță Blaj, Părintele Claudiu Carteș, care este la Berlin, și mai curând new entry este Părintele Laurențiu Dâncuță în Costa Rica. Da, e o misiune importantă. Noi suntem în dieceza de Iași, iată că avem preoți în dieceza romano-catolică de Iași. Din dieceze sunt mulți preoți în afară care lucrează Fidei Donum, dar iată că Sfântul Scaun, Sfântul Părinte a ales din mijlocul diecezei noastre și preoți care să-l reprezinte într-un mod mai special. Acesta este, nu, dacă ne puteți spune, tocmai ceea ce face un diplomat al Sfântului Scaun, care este rolul lui în această organizare a bisericii. Da, este de... Diplomația Sfântului Scaun este organizată în nunțiaturi, care sunt ambasadele Sfântului Scaun în diferitele țări, care mențin legătura cu biserica locală și cu guvernul unde sunt acreditați nunții apostolici. E o misiune de slujire, în primul rând, pentru Sfântul Părinte, o reprezentare a Sfântului Părinte în țara respectivă, sunăm atât la nivel de autorități politice, cât și autorități bisericești. Îl facem prezent pe Sfântul Părinte acolo unde suntem în nunțiaturi, folosind termenul laic, civil, ambasadele Sfântului Scaun în lume. Un gând, ne unim cu toții în rugăciune, îi mulțumim Domnului pentru acest moment și în același timp ne încercăm să ne angajăm cu mai multă credință și mai multă responsabilitate în drumul nostru de cunoaștere a lui Hristos, de iubirea lui Dumnezeu, cum ne spune și Evanghelia de astăzi, prin toate mijloacele, și iată, prin angajamentul nostru sperăm ca Dumnezeu să continue opera sa pe care are, misiunea pe care ne-a încredințat-o, dar planul său pe care îl are pentru comunitățile noastre, pentru biserica noastră locală, unde fiecare avem un rol al nostru. Vom auzi câteva cuvinte tocmai de la sosirea lui pe aeroportul Băneasa din București. Cu mare bucurie sosesc astăzi în România, națiune mult dragă mie și pe care
De multe vreme doream să o vizitez. Cu profundă emoție i-am sărutat pământul, recunoscător înainte de toate lui Dumnezeu, cel atotputernic care în prevăzătoarea sa bunăvoință mi-a crezit să ved realizat acest gând. Românie, țară, punte între Orient și Occident, punct de răscruce între Europa Centrală și cea Orientală, Românie, pe care tradiția o numește cu frumosul titlu de grădina Maicii Domnului. A fost un moment emoționant pentru toți cei care l-au întâlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea la București, în Parcul Izvor, când a celebrat Sfânta Liturghie. Au fost foarte mulți din Dieceza de Iași, peste 30.000 de persoane, dar avem în mijlocul nostru o persoană care chiar în activitatea sa a fost foarte aproape de Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, chiar dacă n-a fost acolo în preajma lui pe la Vatican să lucreze, dar prin ceea ce a făcut, prin misiunea pe care a împlinit-o, l-a adus în fața multora pe Sfântul Ioan Paul al II-lea, prin o biserică, prin atâtea cuvinte frumoase pe care le-a făcut, le-a împărtășit despre Sfântul despre care vorbim și, bineînțeles, să-l și introducem deja pe Părintele Gabriel Bucur. Carol Wojtyła a fost ales papă pe 16 octombrie 1978, iar ținând cont de acest moment, biserica a decis atunci când l-a declarat fericit pe 1 mai 2011 să pună această sărbătoare a lui pe data de 22 octombrie, pentru că atunci a inaugurat pontificatul acest papă venit de departe, cum el însuși a spus, dar care a adus un mesaj extraordinar prin chiar cuvintele de la deschidere, când a spus: nu vă fie teamă, ba chiar nu vă fie teamă, deschideți larg porțile lui Hristos. Și deja de aici puteam să observăm această deschidere spre lume a bisericii, care continuă și astăzi prin toate aceste mijloace pe care noi și biserica le folosește pentru a-L vesti pe Hristos. Este așadar sărbătoarea Sfântului Ioan Paul al II-lea, stabilită pe 22, și probabil Părintele Decan Ciprian de aici de la Suceava și paroh a decis ca în această duminică să fie sfințită această nouă statuie, pe care cred că am văzut-o deja așteptând în biserică să fie pusă la locul ei, în locul celeia care era deja, dar nu apăruseră încă statui mai mari, și aceasta într-adevăr este una mai mare, mai impunătoare și mai demnă pentru intrarea în această biserică și în piața din fața bisericii, care chiar îi poartă numele Sfântul Ioan Paul al II-lea. Vorbim despre acest mare sfânt recent al bisericii și nu putem să nu ne întreptăm un pic, poate mai sunt unii care nu știu prea multe despre acest papă. Clar, un pontificat de aproape 27 de ani nu putem să-l prezentăm în 5 minute, e imposibil, dar haideți să schițăm împreună niște repere din viața Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea. Ce ne lasă el și de ce e propus, să zicem, de biserică astăzi ca un mare sfânt? Ca și biografie putem pleca de la faptul că, iată, s-a născut pe 18 mai 1920 și anul acesta este centenarul. E
un loc, Wadowice, în Polonia, unde papa s-a născut și apoi a avut o viață grea, aș spune, pentru că mama i-a murit când avea 9 ani, apoi a murit fratele Edmund și nu avea împlinit 21 de ani când a murit și tatăl său. E de remarcat că atunci când a murit mama, tatăl l-a dus într-un sanctuar și a arătat o icoană a Sfintei Fecioare Maria și a spus, iată mama ta. De atunci, și probabil și până atunci, dar de atunci mai mult, Ioan Paul al II-lea s-a încredințat total Sfintei Fecioare Maria și vedem aceasta și pe stema pe care o are papa, totus tuus, cu totul al tău, care semnifică această încredere a Sfântului Ioan Paul al II-lea și abandonarea lui în mâinile lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria. Ajunge apoi, datorită calităților sale, ajunge să fie ales treptat nou episcop, cardinal și să ajungă papă, iar chiar anul acesta, cardinalul Stanislav Giviș, care i-a fost alături încă din momentul episcopatului și a fost secretar personal și chiar cardinalul spune că într-o zi papa mi-a spus vreau să fie alături de mine și cardinalul a întrebat de când și papa i-a spus de astăzi, nu voi veni de mâine. Era deci un om foarte hotărât și această hotărâre a sa l-a făcut să poată să ia atâtea decizii. Și spuneam de cardinalul Stanislav Giviș, care l-a caracterizat anul acesta propunând patru linii, și anume un papa al adevărului despre Dumnezeu și om, bazat pe semnificația și valoarea vieții umane, un papa al vieții care a predicat sfințenia, demnitatea și inviolabilitatea vieții umane, apărând cu claritate și hotărâre viețile celor nenăscuți și lipsiți de apărare, un papa al familiei care a înțeles valoarea de neînlocuit a unei familii trainice pentru fiecare ființă umană și vulnerabilitatea familiei în fața atacurilor multiple din lumea modernă, un papa al libertății care, prin slujirea sa pastorală, a influențat decizia Europei de Est de a înlătura jugul totalitarismului. Iată sunt cuvintele cardinalului Stanislav Giviș pe care le-a rostit anul acesta și mai departe spune cardinalul că pe lângă toate aceste roade și haruri care au venit deja prin mijlocirea Sfântului Ioan Paul al II-lea, nu doar în anul acesta al centenarului, dar și chiar când papa trăia, pentru că se vorbește despre o femeie care avea o tumoare pe creier și care a venit, s-a încredințat papei și a spus să se roage pentru el, iar papa a încredințat-o prin rugăciunea sa lui Dumnezeu și după un timp aceasta a venit și a spus că a fost vindecată în timp ce papa trăia. Iată capacitatea, puterea lui de mijlocire, dar niciodată nu a făcut referință la acestea Sfântul Ioan Paul, dar cardinalul Giniș spune că anul acesta s-a deschis cauza de beatificare pentru părinții Sfântului Ioan Paul al II-lea, Carol și Emilia. Sunt deja venerabili de la 7 mai și vorbind despre Ioan Paul al II-lea, nu putem să nu spunem că a trăit într-adevăr în sfințenie și el însuși, atunci când a declarat-o sfântă pe Kinga, un alt sfânt polonez, nu, spunea că un sfânt se naște din sfinți, trăiește în sfinți și trăiește cu sfinții, pentru că apoi să dea sfințenia mai departe. Și iată că aceste cuvinte pe care le spunea Ioan Paul al II-lea, acum putem să le vedem ca fiind o realitate pentru el, pentru familie și să fie un imbold pentru fiecare dintre noi că sfințenia trebuie cultivată și ea a fost pentru Ioan Paul al II-lea cultivată tocmai prin... Și am citit că mergea într-o vizită, vă spun imediat, mergea într-o vizită și a întrebat pe cei din jurul său care e cea mai importantă misiune a papei și care spunea că trebuie să lupte să fie dreptate în lume, trebuie să fie pace, trebuie să coordoneze toate lucrările și așa mai departe. Iar papa le-a spus, nu, cea mai importantă activitate a papei este rugăciunea.
și într-adevăr a fost un om al rugăciunii și tocmai astfel cred că se clădește o viață de sfințenie. Dincolo de activitatea aceasta de sfințire, ai căuta pe tineri care, așa cum spunea el, sunt speranța și viitorul bisericii, ai căuta pe tineri înseamnă de fapt a le insufla această speranță într-o viață mai bună, într-o reușită din punct de vedere profesional, dar mai ales spiritual. Și aici Papa Ioan Paul al II-lea, știm că a inițiat întâlnirile mondiale ale tinerilor, nu? Și a făcut din aceste zile mondiale niște evenimente extraordinare, pentru că se adunau tineri extraordinar de mulți. Nu cred că au fost întâlniri cu mase de tineri mai mari ca și număr, nu, decât acelea pe care le-a făcut Ioan Paul al II-lea, și acest lucru l-a spus chiar și Sfântul Papă acum emerit Benedict, care vorbea la 4 ani de la moartea Sfântului Ioan Paul al II-lea, vorbea despre modul în care Ioan Paul al II-lea s-a raportat la tineri și faptul că atunci când s-a anunțat că este bolnav, tinerii au umplut din nou piața, nu, și știm mesajul abia șoptit al lui Ioan Paul al II-lea către tineri: voi m-ați căutat, eu v-am căutat, acum voi veniți la mine. Nu? Și iată, chiar și prin moartea sa, de fapt, Ioan Paul al II-lea a dat o ultimă mărturie despre credința sa în Dumnezeu și a invitat tinerii să meargă cu speranță înainte, pentru că se poate. Părinte Gabriel, ce reprezintă, să zicem, această statuie pentru și pentru această comunitate de aici, din Suceava, pentru că cei din Poiana Micului au o biserică, iată, da, sunt mai privilegiați, sigur, glumim, dar cam ce ar reprezenta o astfel de statuie într-un loc atât de important în centrul orașului Suceava? Tocmai, cred, datorită acestor prezențe multiple ca și culturi în Bucovina, despre care vorbea și monseniorul Ionuț mai devreme, este important să scoatem în relief nu doar ceea ce avem noi ca și particularitate a poporului român, nu, dar și ceea ce ne definește ca și unitate a Bisericii Catolice, propunând viețile sfinților celorlalți oameni, iar de fiecare dată când treci prin fața unei biserici, nu ai cum să nu întorci capul, să vezi biserica, și cred că prezența statuii Sfântului Ioan Paul al II-lea în fața bisericii, pe acest nou soclu, în piața care deja îi poartă numele, va fi pentru toți cei care vor trece prin fața bisericii, va fi un moment de reamintire a trăirilor pe care le-au avut referitor la Sfântul Ioan Paul al II-lea și totodată o motivație, un semn de întrebare: eu ce fac pentru a putea să am o relație cu Dumnezeu, chiar dacă poate cineva nu neapărat își pune, dar întrebarea aceasta, dar cu siguranță naște în sufletul fiecăruia o întrebare.